10 de zile. În acest moment, astăzi semnăm primul lot de pe autostrada A13, este vorba de Arpașul de Jos, Sâmbăta de Sus. Este un bun început pentru această autostradă care va avea aproximativ 300 de kilometri. Domnule ministru, domnule Pistol, reprezentantul firmei turcești, vă rog. Mulțumesc, păi eu zic să facem chestiunile procedurale, prima oară și după aceea vă stau la dispoziție pentru întrebări. Așadar, după ceva vreme, am reușit să închidem procedura pe lotul 3. Lotul 3 de la Sibiu la Făgăraș. E un lot care, mă rog, e undeva în mijloc, dar eu sper, din ceea ce știu ca și proceduri în acest moment, că și celelalte trei, care se află în diverse faze, vor fi atribuite, vor fi semnate contractele în următoarele săptămâni. Una dintre ei, cred că tronsonul 4, dacă nu mă înșel, a și câștigat la CNSC. Deci se află în situația de a fi semnat contractul și pe tronsonul 4, aceeași companie. E o companie puternică, e o companie care a făcut lucrări în multe alte zone din Europa și din Asia și chiar Africa. E o companie care stă foarte bine și e solidă financiar. E o companie care în acest moment a câștigat I'm talking about you, about your company, care a câștigat contracte în multe zone, așa cum am spus. Suntem optimiști, sigur, cu acele mențiuni care sunt cunoscute de fiecare dată. Ne menținem în termenii contractului și încercăm să le ducem la bun sfârșit. Și acum am spus și tronsonul 4, nu? Din câte știu, are același câștigător. Urmează să se finalizeze procedurile și pe tronsoanele 1 și 2. Astfel încât, spun eu, într-o lună, poate o lună și un pic, să avem finalizate toate cele patru tronsoane de aproximativ 70 de kilometri, 68 de kilometri de la Sibiu la Făgăraș. Durata contractului este de 12 luni, că e fidic galben, este 12 luni pe proiectare, 36 de luni pe execuție. Sper să restrângem toate aceste termene, deși relieful nu e unul simplu în acea zonă, spre deosebire de alte zone. Cam asta este în mare vis-a-vis de contractul de azi. Vă stăm la dispoziție dacă aveți întrebări, având în vedere că n-am făcut de ceva vreme conferințe de presă aici. Bună ziua, domnule ministru! Alex Lancuzov, Radio România Actualități. Întrebare, răspuns sau întrebările? Întrebare, răspuns. Aveți mai multe? Ca de obicei. Două întrebări maximum. Ținând cont că suntem puțini. Domnule ministru, în primul rând, ce veți face, pentru a fi foarte clar, ce veți face cu lotul 4? Veți aștepta decizia Curții de Apel București? Pentru că am văzut că antreprenorul din Austria a mers mai departe, în ciuda deciziei CNSC,
veți merge pe procedură, legea achizițiilor publice, obligându-vă cumva să încheiați contractul după decizia favorabilă, sau veți aștepta o soluție care nu știm când va veni de la Curtea de Apel București? Legat de asta, dacă îmi permiteți, un pic aș extinde răspunsul. Eu nu vreau să cert instanțe și departe de mine acest lucru, doar observ următoarele lucruri. Anul trecut, termenele au fost extrem de strânse, ceea ce a fost un lucru foarte bun pentru noi. Am putut să închidem foarte multe contracte, așa cum bine știți, având și termene foarte scurte în instanță. Începând cu această primăvară, am primit termene foarte lungi. Vă dau un exemplu. Pe lotul 3, Ploiești-Buzău, unde este o asociere între Nurol și Machiol, dar e o asociere între cele două companii, deși noi și știți toată istoria, un întreg roman, foileton, dacă vreți. Anul trecut, undeva în vremea asta, am dat această, sau CNAIRU a dat această asociere ca și câștigătoare și s-au tot făcut tot felul de chestiuni, urmând ca ultima decizie a CNSC-ului, după ce anul trecut o desfința ca soluție câștigătoare Nurol și Machiol, să fie că trebuie să revenim la soluția de anul trecut. Adică, eu am mai spus asta și nu vă ascund și o mai spun cu toată responsabilitatea. Există niște domni la CNSC care parcă sunt dincolo de orice. Eu n-am văzut nici măcar unul să fie magistrat. Dar au pretenții de statut de acest tip. Nu vreau să fie interpretat ceea ce spun ca vreo presiune. Că nu așa e. Dar nici acest an pierdut, de exemplu, pentru lotul 3 Ploiești-Buzău, nu vreau să intre în responsabilitatea mea sau a CNAIRU-ului. Cine răspunde pentru anul ăsta pierdut? Pentru toate deciziile lor care se bat cap în cap. Cine? Ei sunt dincolo. Repet, nici măcar unul dintre ei nu este magistrat. Dar acum au tot felul de organizări, ne dau termene din astea foarte largi. Eu aș vrea să fiu înțeles bine. Nu pun presiune, n-am făcut-o, nu o să o fac nici în continuare. Dar nu vreau să fim bătaie de joc. Deci, bătaie de joc. Efectiv, pe acest lot este o bătaie de joc în care s-a pierdut un an de zile. Pe decizii care se contrazic una cu alta. Asta e un lucru pe care ar trebui să-l vadă și să se uite mai cu atenție domnii de acolo. Revenind la întrebarea ta de fond, eu niciodată nu am impus colegilor de la CNAIR să iau o decizie într-un fel sau altul. Pentru că e o decizie cât de cât prin care își asumă. Sigur, cu acele clauze suspensive că dacă la Curtea de Apel se pierde eventualul proces să se revină, nu le-am cerut în acești aproape 2 ani să meargă într-un fel sau un alt. Am lăsat la latitudinea fiecarei comisii în parte să decidă care e calea de urmat. Din câte știu, pe acest caz se va semna. Nu? Da, domnul ministru, noi vom proceda la solicitarea documentelor în vederea semnării contractului de proiectare și execuție. Am înțeles. Domnule ministru, o întrebare de actualitate legată de noile atacuri ale Rusiei asupra portului Reni din Ucraina. Vreau să vă întreb la doi pași, practic, de România, ce informații ați primit de la AFDJ, ce se întâmplă cu, dacă schimb aceste noi atacuri, pentru că vineri la Galația ați avut o conferință exact pe această temă, pe tema cerealelor, noile atacuri, ce semnale aveți dinspre Galați, dinspre portul Constanța, schimbă cumva fluxul de mărfuri, marinarii, ce v-au transmis? Vineri am avut, așa cum ai spus, întâlnirea cu reprezentanții Ucrainei, a fost și ambasada României, ambasada SUA
în România, ambasada SUA la Kiev, a fost Comisia Europeană, DG Move, a fost, așa cum scrie și Jim O'Brien, coordonatorul acelui birou de sancțiuni. Ăsta a fost rostul întâlnirii. Ca în momentul în care situația la porturile dunărene ale Ucrainei va continua într-un scenariu în care vor fi afectate toate instalațiile și toată activitatea, care sunt soluțiile pe care le putem gândi. Noi nu putem obliga pe ucrainieni să vină și să folosească porturile românești de la Dunăre. E decizia lor. Este decizia Ucrainei. Dar am pus și am arătat avantajele folosirii atât a portului Galați, cât și a portului Brăila. Mai mult decât atât, am prezentat un plan chiar legat de porturile dunărene de la, din sudul țării. De ce? Poate pare ciudat, dar folosind infrastructura feroviară, poți să duci acele garnituri de tren, inclusiv în porturile din sudul țării și pe Dunăre să le poți transporta la Constanța și în Marea Neagră. Asta a fost rostul acestei întâlniri. Va mai urma. Sunt o întâlnire undeva în jurul datei de 15 septembrie la Constanța. Noi până atunci ne-am angajat și am spus și publicul cu acesta să mărim numărul de piloți, să ajungem undeva în jur de 60 de piloți pe canalul Sulina, să accelerăm atât cât te lasă legea proiectul legat de navigabilitatea pe canalul Sulina, ca într-un final în octombrie-noiembrie, cel proiect european de aproximativ 17 milioane de euro să ducă la navigabilitate 24 de ore din 24. Ăsta este rostul acelui proiect și undeva în octombrie, maxim începând de noiembrie, va fi finalizat. Astea sunt lucrurile pe care le-am discutat, repet, punând în valoare și porturile românești, dar n-a fiind o decizie a noastră, e o decizie a autorităților ucrainene. Ultima întrebare, domnule ministru, mulțumesc. Pe feroviar, dacă se poate, în primăvară, aici ne spuneați că undeva în mai, iunie, încep lucrările la magistrala de metro M6 spre aeroportul Otopeni, prima secțiune, tot cu o firmă din Turcia, cea care lucrează și pe A0 Sud, la Brăila, la podul Brăila. Spuneați că e o chestiune de câteva zile până încep lucrările și acum, din câte înțeleg, noul termen este 1 octombrie, ordinul pentru începerea lucrărilor. Dacă ne puteți confirma, să ne explicați de ce la metrou ce avize mai lipsesc. E o chestiune așa care ține. Știți că era în anii 90, nu știu, dumneavoastră sunteți mai tânăr, așa, era un serial care se numea Twilight Zone. Nu sunt departe anumite decizii de așa, o zonă de asta de Twilight. Ei se află în acest moment și într-un proces de selecție a managerului și sunt vreo 6 sau 7, dacă mă sper, 5, 6, 7, ceva de genul acesta, de dosare pentru, depuse pentru director general. Octombrie este exclus, dar din câte știu eu, se așteaptă și asta este principal și cred că știu bine, este principalul impediment. Pe contract trebuie să se plătească un avans. Un avans care în acest moment nu este prevăzut pe buget. Și atunci se așteaptă această rectificare care va veni în câteva zile, astfel încât să putem da, acela este principalul impediment. Nu se ajunge la... Din câte cunosc, da, dar principalul impediment e cel pe care vi-l spuneam eu și care va fi rezolvat odată cu rectificarea. Va fi rapid această rectificare. Bună ziua, Silvian Trandafir, Digi24. O primă întrebare. Au apărut denivelări pe podul de la Brăila. Am văzut că a dat o reacție CNAIR, dar voiam să vă întreb
de ce nu a făcut cineva, de ce nu au pus momentul în care au dat acele restricții, de ce nu au stat, nu știu, echipaje de poliție să verifice, să fie... Să știți că am trecut în acest weekend, prin, așa cum știți, am fost la Galați și am mers și pe pod, pentru că văzusem unele articole în care se spunea că era să sară camioanele în Dunăre de la denivelări și așa mai departe. Eu vă rog să mergeți dacă nu mă credeți, că eu înțeleg exagerările și înțeleg că sunt anumite denivelări cauzate de următorul lucru. La anumite temperaturi există restricții de tonaj. Asta este. Nu e doar în pe podul de la Brăila, pe acel obiectiv, peste tot. Automat există, care n-au fost respectate, din câte înțeleg. Nefiind respectate, s-a ajuns, dar în niciun caz la ce. Repet, am fost în weekend pe pod. S-a ajuns la acele denivelări, în special venind dinspre, sau denivelările care nu sunt așa cum s-a scris că se sare în Dunăre, de pe sensul dinspre Tulcea spre Brăila, repet, cauzate de nerespectarea restricțiilor. Asta e ca și iarna, când îți spun, se dă cnairul anunțuri, nu mergeți, că e drum închis, și sunt niște domni care merg. Și după aia cer să vină să-i salveze statul român. Că știți că se întâmplă lucrurile astea în fiecare iarnă. Cam așa e și aici. Mai trebuie să și respectăm anumite reguli pe care cnairul și toate celelalte autorități le impun. Sunt în garanție, cred că cnairul știe ce are de făcut, astfel încât să fie remediate. În schimb, am mai văzut ceva. Că a plecat așa o nebunie tot de potul de la Brăila, a anunțat cineva pe internet că luni se circulă 24 din 24. Da, a anunțat cineva. Și lumea era revoltată că există acele restricții pe care le știți. Sunt afișe, sunt anunțate. Și că de ce așteptau? Dacă plecăm după anunțuri făcute pe internet de unii și de alții, atunci nu prea ar fi indicat să avem și așa, să fim revoltați. Totuși trebuie urmărite anunțurile oficiale. Voiam să vă întreb, ați vorbit de rectificare, ați cerut aproximativ 16 miliarde de lei, dintre care 12 miliarde de lei ați spus că sunt pentru proiectele din PNRR. Voiam să 12 pe fonduri europene. Pe fonduri europene. Incluzând și PNRR. Da. Ce se întâmplă? Toți miniștrii în acest moment cer bani la rectificare, chiar dacă în acest moment ministrul finanțelor spune că nu avem și încearcă să găsească modalități să reducă și din cheltuieli, să crească veniturile. Ce se întâmplă în acest moment în România? Rectificare, din câte știu eu, va fi o rectificare pozitivă, ceea ce un prim lucru bun. Acum o să vedem care este suma, că s-ar putea să fie mai mică decât am cerut eu, sau am cerut noi la transporturi. E adevărat, am cerut 16 miliarde, justificat, fiind ministerul care în acest moment, cred că suntem cei care cheltuim, dacă pot să folosesc acest verb, cel mai mult pe investiții. Nu cred că e altcineva care să facă acest lucru în ritmul în care îl facem noi la transporturi. N-am cerut bani, sau din 16 miliarde, proporție covârșitoare, este pentru investiții. Acum o să vedem care este suma prevăzută pentru rectificare per total. Și sigur că vor mai exista discuții în zilele următoare. Dar ne permitem să întârziem cu, dacă în cazul în care nu primiți acești bani la rectificare, ne mai permitem să întârziem anumite proiecte? Acum, mai există rectificări și în octombrie și pe toamnă.
eu sau noi am cerut ceea ce aveam necesar până la sfârșitul anului. Sigur că aceste lucruri pot fi reglate și în rectificările din această toamnă. Dar sunt anumite lucruri care sunt urgente și pe care le vom susține cu argumente atunci când vom avea discuțiile finale legate de buget. Vreau să spun ceva. Să știți că în momentul în care am venit la sfârșitul anului 2021 aici, bugetul Ministerului Transporturilor era de 14 miliarde. Cel mai mare, e adevărat, din istorie. La nici 2 ani, noi suntem acum la 24. Dacă ar fi să primim toți banii ceruți, adică încă 16, ne-am închis de la 40 de miliarde, adică de 3 ori mai mult decât în urmă cu 2 ani. Asta arată că transporturile sunt o prioritate pentru acest guvern și au fost o prioritate și pentru guvernul Ciucă. Eu sper să rămână și în continuare, fiindcă fără sumele pe care noi le dorim, anumite proiecte se vor împiedica. Lucrurile acestea, toate pe care noi le-am făcut anul trecut, de-am semnat contracte de peste 10 miliarde de euro, trebuie să aibă în spate finanțările. Și despre asta vorbim. Altfel sunt discuții. Și o ultimă întrebare. În acest moment avem două ordonanțe de urgență care ar trebui sau trebuiau să fie gata cumva, au tot existat termene, dar acum înțelegem că trebuie să mergem cu ele mai întâi la Comisia Europeană. Voiam să vă întreb dacă vom mai avea aceste ordonanțe de urgență în septembrie sau în octombrie și, desigur, partea dumneavoastră de construcții, cei care ar trebui acum să plătească CSS-ul pe partea de construcții, cum văd negocierea pe care au avut-o cu guvernul? Acum, eu n-aș vrea să discut de lucruri care nu sunt încă într-o formă clară. Nu sunt clarificate. Și nu avem încă formele finale ale ordonanțelor. Nici nu sunt vreun specialist în finanțe să vă spun că anumite schimbări aduc nu știu câte venituri și așa mai departe. Eu cred că ar trebui să așteptăm să vedem forma finală pe care o vom avea la aceste ordonanțe. Ceea ce pot să spun în schimb este următorul lucru. Ce am mai spus. În acest moment, noi trebuie să ne ducem, sau România, trebuie să se ducă spre acel deficit negociat cu Comisia Europeană. Dacă nu-l atingem, intrăm într-un scenariu pe care nu și-l dorește nimeni. Suspendarea fondurilor europene și o amendă de 0,5% din PIB. Cum ajungem la acel deficit? Asta este, de fapt, discuția pe care trebuie să o avem și care a început în urmă cu câteva săptămâni și care trebuie să fie finalizată în perioada următoare. Altfel, repet, dau doar un exemplu. Se suspendă fondurile europene. Păi în momentul în care se suspendă fondurile europene, în ceea ce înseamnă Ministerul Transporturilor, nu mai există niciun proiect major care să continue. Nici măcar unul. Cum să pot să fiu de acord vreodată să nu ne atingem acea țintă sau să nu facem lucruri care să ne ducă în acea țintă. Eu ca ministru al transporturilor, când niciun proiect astăzi în România nu e major, nu e finanțat decât prin fonduri europene. Normal că îmi doresc să nu fie suspendate, normal că îmi doresc că toate, că vorbim de POIM, că vorbim de PNRR, că vorbim de programul operațional de transporturi, că vorbim de CEF, toate aceste programe trebuie să continue. Și atunci trebuie găsite acele soluții care să ne ducă acolo. Restul, pot să vă spun, n-am fost la toate ședințele de coaliție când s-a discutat, pentru că nu-i domeniul meu. Dar ceea ce e cristalizat până acum e departe de ceea ce a apărut în mass media, credeți-mă. Adică, și de aceea aș avea un pic de răbdare până când se cristalizează toate aceste soluții și vor fi prezentate public, sunt convins. Cert este că trebuie să luăm decizii. Altfel, riscăm ce vă spuneam mai devreme. Mulțumesc și eu. Bună ziua, Ioana Gorneev, Euronews.
Domnule ministru, urmează să atingem acea bornă psihologică de 1000 de kilometri de autostradă construiți în România. Aș vrea să vă întreb dacă nu vi se pare rușinoasă media de 20 de kilometri de autostradă construiți în fiecare an, în unii ani chiar niciun kilometru. Știm bine de ce suntem în acest situație. Niciun kilometru, știm cu toții. Un celebru an 2021. În cei 30 de ani, cam așa, de după Revoluție, dacă a rămas ceva... Statul român a rămas dator cu multe. Vis-a-vis de cetățeanul român. Dar printre primele datorii neonorate e cea legată de infrastructură. Adică în 30 și ceva de ani lucrurile în acest domeniu au mers prost. Chiar foarte prost. Și asta nu trebuie să facem noi comparații cu țări, să spunem mai dezvoltat, cu unele din jurul nostru și să vedem cât s-a dezvoltat această rețea, această infrastructură de transport. Lucrul ăsta trebuie să se schimbe indiferent de guvern, de ministru, de culoarea guvernului, de președinte și așa mai departe. Eu am spus că până la finalul anului viitor, și am spus asta în repetate rânduri, adică 2023 și 2024, minimul de kilometri pe care să-l dăm în circulație să fie de 200. Eu vă asigur că până la finalul anului 2024 acest lucru se va întâmpla. Ba chiar din contră, sunt cât se poate, desigur, având săptămânal ședință cu cei de la CNAIR de progres pe fiecare șantier în parte. Am și fost să văd mare parte dintre ele și o să merg și în perioada următoare. În acest număr de 200 până la sfârșitul anului 2024 va fi depășit. Cert! Există un scenariu optimist. Și de ce spun optimist? Ca să clarific toate aspectele. Nu e vorba de finanțare, nu e vorba de alte lucruri, e vorba până la urmă și de anumite condiții meteo. Am avut, de exemplu, în această primăvară, pe zona Transilvania, o primăvară, chiar început de vară, extrem de ploioasă. Nu s-a putut lucra. Există un scenariu, revenind, există un scenariu optimist, să ajungem chiar în acești 2 ani spre 300. Și putem detalia, dacă vreți. Dar eu vreau să fiu realist. Am spus că până la finalul 2024, minimul numărului de kilometri care să fie dat în circulație e de 200. Și mențin acest lucru. Ceea ce înseamnă de 10 ori mai mult decât media, cum spunea dumneavoastră, în anii de după Revoluție. Aș vrea să vă întreb când ați fost dumneavoastră ultima dată, dacă ați fost, cu mașina de la București la Arad și cum mi s-a părut drumul. Sau poate chiar de la... Zile trecute am fost, dar sunt din Timișoara și mai merg cu și mașina destul de des. Să știți că n-am făcut, vă și spun cât am făcut, de la ieșire din București la intrare în Timișoara, am făcut 6 ore. Fără probleme? N-am avut probleme. Lucrările pe Valea Oltului, unde știți că au fost, sunt încheiate. Sunt încheiate de cam o lună. Probleme la întoarcere, în schimb, și le-am cerut. Am sunat și autoritățile locale la întoarcerea, la coborârea de pe autostradă, la Margina, în județul Timiș, și intrarea pe drumul național, acei 14 km celebri, când cobor de pe autostradă să intri pe drumul național, s-a stat cam o oră. Ceea ce este anormal, mă rog, am sunat și autoritățile locale, astfel încât să poată trimite și un echipaj de poliție care să fluidizeze circulația, traficul acolo. Înțeleg că se întâmplă lucrul ăsta. Nu e soluție. Soluția e să se termine și acel celebru tronson de urș, de 14 km de la margine, cu urș, pe care nu i-a văzut nimeni, de la Margina la Holdea. Mulțumesc! Bună ziua!
Ați făcut mai multe enunțuri, domnul premier, și aș vrea să vă rectific cu privire la câteva. 1. Explicați-mi și mie ce înseamnă rectificare pozitivă. Păi ar putea să fie o rectificare, acum nu sunt finanțist și îmi cer scuze dacă n-am folosit termenii corect, dar din punct de vedere al finanțelor. Dar rectificare pozitivă, din punctul meu de vedere, este că sunt bani mai mulți decât au fost prevăzuți. Adică nu trebuie tăiat. Că aia ar fi o rectificare negativă. Să primim hârtie toate ministerele și toate autoritățile cu cât trebuie redus. Aia e negativă. Aia pozitivă e că sunt, eu mă refer la nivel global, că sunt pe plus, care vor fi distribuiți către celelalte ministere. La asta mă referam. Poate nu e corect din punct de vedere financiar, dar ăsta e sensul a ceea ce am spus. Sper ca ministerul ca să primească mai multe fonduri, clar. Eu sunt convins că vom primi. În primul rând vreau să vă întreb, când estimați că vom avea o autostradă care să traverseze România? Am scris de acest subiect de atâția ori. Mi-a spus că până la finele anului viitor mai vreți ca să dați în circulație 200. Eu vă întreb când putem merge din Constanța la Timișoara sau la Arad să trecem granița doar pe autostradă. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Păi, vă spuneam că până la sfârșitul anului viitor minimul kilometrilor pe care vreau să-i dăm în circulație sau ar trebui să fie dați în circulație minimul este de 200. Eu sper să ne apropiem mai mult de 300. Adică să fie cu 50% mai mult. Și asta ar însemna următoarele lucruri până la sfârșitul anului viitor. Vă spun în mare. Cu scuze de rigoare dacă îmi va scăpa câte vreun tronson. Ar însemna A0 tot, sud, A0 sud, ca să fiu clar. Repet, până la sfârșitul anului viitor. Ar însemna Craiova-Pitești. Sigur, cu tronsonul dat anul acesta, tronsonul 3 și celelalte două rămase, capetele 1 și 4, în anul 2024. Ar însemna ce am văzut săptămâna trecută. Cheța-Câmpia-Turzii, ar însemna poarta sălajului Nuș-Falău, care va fi dat în septembrie. Drumul ar însemna haideți să mai vedem, în Moldova, nu, pe A7, sunt acele loturi de la Ploiești, cele două, de la Ploiești spre Buzău, care au termen 2024, în mod evident, sunt cât se poate de optimist că inclusiv de la Buzău spre Focșani vom găsi, se vor da în circulație un anumit număr de kilometri. De asemenea, cele două loturi pe care le are UMB-ul pe Transilvania, și anume cele de la Nădășelu până la poarta Sălajului. Sunt două loturi, sunt aproximativ 40 de kilometri, care au, e adevărat, acel minus cu licitațiile care se țin în acest moment cu pasajele acolo, luând la vale, o luând o dealule, dar majoritatea celor kilometri vor fi dați în circulație. Brăila-Galați, uite că îmi spune Cristi, evident, în prima jumătate a anului viitor, Brăila-Galați, drumul expres, va fi dat în circulație. Sunt forați în acest moment în jur de 600 de piloni din 900 la podul de peste Siret. Am fost acolo. Optimismul e că undeva în primăvara acestui an, chiar început de an, se poate da în circulație. Îmi cer scuze dacă am scăpat în mare, am încercat să vă spun la ceea ce ne așteptăm. Asta ar însemna, de exemplu, sigur nu trec în Carpații, ce m-ați întrebat, dar de la Craiova la Constanța, la finalul anului viitor, să se meargă doar pe autostradă. Asta incluzând ceea ce nu avem acum, Craiova-Pitești și A0 Sud. Sigur, mai e și tronsonul de pe A0 Nord, pe care îl vom recepționa anul acesta, tot făcut de UMB. Mai sunt. Ne-am spus în mare. Cele de traversare a Carpaților. În primul rând avem, ce vorbeam mai devreme, tronsonul cu urși, fără urși, de la marginea la Holdea,
14 kilometri. S-a cam terminat, din câte știu eu, perioada de proiectare. Vor intra în... Și-au și intrat cu anumite chestiuni de organizare, de șantier și toate lucrurile premergătoare lucrării în sine. Acolo ar fi un tronson care lipsește și care e din PNRR, deci ar trebui finalizat până la sfârșitul anului 2026, dacă nu chiar mai repede, și nu am motive să fiu pesimist. Se lucrează, și recunosc că pentru mine e o surpriză plăcută, se lucrează foarte bine pe tronsonul 5, Craiova, Pitești, Curtea de Argeș. Vă rog să mergeți. Am fost recent, tocmai vă spuneam că am venit cu mașina de la Timișoara și de la Vâlcea, de fapt, de după Vâlcea, am fost deviat să merg pe varianta Curtea de Argeș, nu peste Dealul Negru de la dintre Vâlcea și Pitești, am mers pe Curtea de Argeș. Drumul național merge paralel cu această autostradă, să știți că e undeva în acest moment peste 40%, ceea ce, repet, pentru mine e o surpriză plăcută modul în care s-au dus. POR a intrat, a terminat faza de proiectare pe celălalt lot, pe lotul 4, a terminat faza de proiectare și a intrat la execuție. Nu-mi dau emoții aceste POR, n-am niciodată emoție că nu termină în timp. Rămân celelalte două, cele mai grele, 2-ul și 3-ul, care sunt în continuare în faza de proiectare. Dacă nu mă înșel, la 2 ar trebui în toamna aceasta să se termine proiectarea. Faza de proiectare și să intre la execuție. Cred că în toamna aceasta, iar la lotul 3, e aceeași companie care face lotul 5, cred că undeva în primăvara anului viitor trebuie să intre în execuție. Și lucrările durează cam 48 conform, de luni. Conform contractului, dar vă repet, cred că cel mai lung traseu este ăsta... Lotul 3. Nu, lotul 5. Pitești, Curtea de Argeș. Sau lotul 3, mă rog, oricum e pe locul 2 dacă nu e cel mai lung, ceea ce va însemna iarăși un progres important. Cu cât te duci mai aproape de finalizare, cu atât mai bine. Mai am încă două întrebări legate de sectorul feroviar. Una este legată de, să zicem așa, rectificare și tot ce înseamnă CFR Marfă, unde compania se află în acel concordat preventiv și mai are de dat bani la stat. Nu știu ce s-a mai plătit de acolo. Domnul director a făcut o conferință luna trecută și a pronunțat ceva, dar vedem că CFR Marfă totuși e o gaură uriașă în situația în care la buget sunt nevoie de mai mulți bani. Și cea de-a doua întrebare este legată de situația CFR Călători, operatorul național de călători. În fiecare zi vedem trenuri întârziate, probleme, incidente sau chiar și accidente. Nu știu când ați avut ultima discuție cu domnul director general care se vrea ministru, vă vrea locul sau se vrea premier, habar n-am ce vrea el. Dar eu văd că nu-și face bine treaba și credeți-mă, în 20 de ani de când lucrez în presă, ceva mai rău la CFR Călători eu n-am văzut. Mulțumesc. Am pe rând. CFR Marfă, corect, se află în acea situație de concordat. CFR Marfă este o companie care la sfârșitul anului 2021, început de an 2022, nu mai avea nici cea mai mică șansă. CFR Marfă, vreau să vă anunț și vă rog să verificați urmarea anumitor decizii curajoase a trecut pe profit operațional. Este o companie care, dacă va continua acest drum, ar putea să-și îndrepte situația economică. Eu nu vreau să spun decât următorul lucru. Că în jumătate de an, poate chiar, hai să spun 10 luni,
situația economică la acea companie s-a îndreptat. Asta arată că de 20 sau de undeva din 2010, dacă nu mă înșel, se cere închiderea CFR Marfă și toate lucrurile pe care dumneavoastră le cunoașteți. Nu pot să nu mă mir când văd contracte care au existat în trecut, în care își asumau din start pierderi pe fiecare tonă transportată. Păi, asta nu e subminare? Cei care au luat aceste decizii nu trebuie să răspundă? Și ne mirăm că a ajuns CFR Marfă în trecut în situația asta? Ne mirăm că CFR Marfă are pierderile de miliarde când costurile la aproape fiecare contract mare pe care l-a avut au fost în mod intenționat sau licitațiile câștigate ca să fie pe pierdere? A răspuns cineva în acești ani de aceste decizii? Oamenii ăștia trebuie să răspundă pentru ce au făcut. S-a ajuns în situația de la CFR Marfă în care fostul director s-a luat și a fugit. A semnat un contract tot de tipul ăsta, pe gubos, și în două zile a plecat. S-a ascuns pe la Craiova, nu știu pe unde. Vă rog să verificați lucrurile acestea. Nu răspunde nimeni niciodată. Legat de, eu le urez la toți care vor să fie miniștri, succes, că ce să le spune? Nu, dar să știți că e un post care nu e... Acum am avut destule demnități publice, și locale, și centrale. Pare cel mai dificil dintre toate funcțiile pe care le-am avut. E un post în care... Dacă își dorește, fiecare poate să ajungă dacă are și susținerea necesară. Nu mă puneți să comentez, că n-am de ce. Eu doar vreau niște explicații referitoare dacă ați verificat situația la CFR Călători, din punct de vedere al numărului de călători, al situațiilor, pentru că sunt întârzieri foarte mari. Eu adică trebuie să verific la final... Are niște... Știu, eu trebuie să verific, să văd dacă... Acei parametri pe care Consiliul de Administrație ales prin 109 și criterii de performanță au fost atinse, dacă da, n-ai ce să discuți. Dar e treaba, în primul rând, a Consiliului de Administrație să urmărească toate aceste lucruri. Domnule ministru, o întrebare comună pentru noastră și pentru domnul director Pistol. Este clar că DN1 Valea Prahovei e cu capacitate de trafic depășită. Cei care s-au întors dinspre Brașov către Ploiești și București au fost deviați și au mers cu toate aplicațiile pe cheia Săcele, unde chiar se merge bine, cu excepția unor porțiuni vălurite, chiar se merge bine. Totuși, pentru cei care merg în stațiunile prahovene, sunt niște proiecte în parteneria cu CJ Prahova, ale companiei de drumuri, pasaje la Sinaia Sud, Sinaia Nord, la Predeal. Ce faceți concret pentru a fluidiza circulația pe Valea Prahovei și întrebarea de bază, ce mai rămâne de făcut până lansați primul sector din autostrada Brașov-Ploiești, acel segment de 5 km? Păi, parte din soluțiile ați enumerat chiar și dumneavoastră. Cu toate acele pasaje, cu parteneriatele pe care le-am încheiat cu Consiliul Județean Prahova, cred că cu centură la Comarnic și la Buștenia-Zuga, sunt cele două pe care CJ, protocoale pe care le-am închis cu, sau le-am semnat cu CJ Prahova. De asemenea, săptămâna trecută și în urmă cu două săptămâni s-au aprobat HG-urile pentru pasaj în guvern. HG-urile pentru pasajele Sinaia Sud, Sinaia Nord. Rămân cu acea țintă. Sigur, domnul director poate să vă dea amănunte legate de sfârșitul anului pentru lansarea primei licitații. Am anunțat-o, cred că, chiar de la începutul anului și ținta rămâne. Cum a spus și domnul ministru, prima secțiune de la Cristian la Codlea va fi lansată anul acesta din autostrada Ploiești-Brașov. În toamna acestui an.
În ceea ce privește măsurile de fluentizare a traficului pe DN1, știți foarte bine, ele se regăsesc în faza de proiectare, la proiectul tehnic, cele trei variante ocolitoare. Pe de altă parte, mai avem în plus, față de cele enumerate până acum, acea girație suspendată la predeal. Toate aceste măsuri nu ar face altceva decât să îmbunătățească traficul pe DN1, astfel încât să nu mai avem acele ambuteiaje. Principalele ambuteiaje se formează la Bușteni, zona din drumul național 1, la intrarea în localitate, unde știți foarte bine avem evazate și câteva rânduri de parcări. Și mai nou la Comarnic. Vă spun că am mers și în eu zilele acestea și la Comarnic mai nou se face... Pasajele pietonale există, numai acelea supraterane, din păcate, nu prea sunt uzitate. Dacă îmi permiteți, e scăparea mea și cu scuzele de rigoare, o să-i dau cuvântul și reprezentantului companiei. Îmi cer scuze, trebuia să fac înainte de sesiunea de întrebări, dar din dorința nestăvilită de a vă răspunde la întrebările noastre, mi-a scăpat acest lucru. So. Thank you, Mr. Minister. Well, as Macul, we are honored to be present here today for the signing ceremony of this prestigious project. Thank you for your confidence. I know I'm very well aware that we have a huge responsibility, but in the presence of the Minister and the Director General and some of the esteemed members of CINER, I'd like to assure you that we're going to be putting our utmost and intense effort on this project to complete it on time, even ahead of schedule. I'd like to state that Macul is one of the oldest and experienced, especially in highways. The name is Road. I mean, the name of the company is Road, actually. Machinery and Road. Excuse me. So I'm sure that we're going to be very successful. And obviously, from time to time, we will, since the project is very challenging, we're going to be facing certain obstacles. But with the help of our employer, I believe that, I mean, I'm talking about the problems and obstacles beyond our control. With the help of our employer, we're going to be solving all these problems and complete this project on time, as I said. Thank you again for your confidence and trust. Thank you and good luck. Thank you in order to complete the contract.